Sunt Lucian Georgescu, sunt profesor aici la UNATC și alături de mine sunt doi colegi de breaslă și de unul dintre ei de generație, deci Andreea Orțun, scenaristă, regizoare și lector asociat la Facultatea de Film. Andrei Con, scenarist, regizor și, după cum spuneam, coleg de generație. Păi ei știu de ceva vreme, pe Andrei de vreo 30 de ani aproape, în aceeași breaslă, pe Andreea, a intrat și ea în al doilea deceniu de când o cunosc. Înfricoșător. Mulțumim mult că ați venit. De ce suntem aici toți trei în fața dumneavoastră? Avem un motiv dublu, o mică prezentare și sper eu nu foarte plictisitoare de carte și legat de acest prilej, o avantpremieră specială, un film pe care am avut ocazia să-l văd la Festivalul de Film de la Wiesbaden recent. Mie mi-a plăcut foarte mult și ca om, ca filolog, că asta sunt eu la bază, absolvent al școlii de litere, m-am gândit că ar fi interesant să facem o mică discuție despre scenariul de film, ca o formă de adaptare a realității imediate și intermediate. O să vă explic imediat titlul ăsta puțin aparent pretențios. Vorbim despre o carte și o serie de cărți. O să încep foarte pe scurt cu seria de cărți și anume această... Andrei, o să încerc scuze, o să vorbesc un pic mai mult la început, da? Dar o să fiu cât se poate de scurt ca să nu pară jenant, așa că vorbesc singur aici. Un ATC-ul prezent aici prin colegii mei profesori și oameni cu funcții în facultate. Uitați, salut pe Doru Nițescu, că el e cel mai înalt în grad, ca să zic așa, că Doru e președintele Senatului. Pe Gabi Suciu, care este prodecan acolo. Pe Ana Agopian, care e șef de catedră. Andrei Gorzu, fost șef de catedră. Și alții în funcții, studenți. Dragii mei colegi și colege, iată, avem două exemplare dintr-un set de, dacă nu mă înșel, 10 volume pe care editura UNATC reușește să le publice în sfârșit. Ah, Ștefana Zanfira, iată-o, doamna prorector acolo, da, sigur. Și nu în ultimul rând, Marius Donici, care pe lângă faptul că e vicepreședintele CineBab, e și om de... Îmi spunea cineva că nu mai e political correct să spui blue collar. Nu știu dacă e sau nu e political correct sau mai spui blue collar sau nu. E muncitorul nostru. Din această serie de 10 volume pe care un ATC Press le editează în vederea acreditării editurii noastre, care este și prezentă începând de astăzi la Bookfest. Nu știu dacă Romina a venit, nu a ajuns Romina încă, nu știu. Dar e la Bookfest, da, și un trafic infernal. Iată și un student care a reușit să termine, Mihai Găinușă, dar a reușit să ia diploma și alții. Avem aici două volume, unul mai subțirel, Dialoguri despre scenariu și nu numai, numitul care a văzut Lucian Georgescu. Nu este un volum de referință neapărat, dar este, dacă veți avea curiozitatea să citiți, prefața pe care am scris-o aici a fost un mic exercițiu de viață înainte de moarte cu Dumitru Carabăț, o formă de prelungire a existenței prin conversație și prin scris, cu cel pe care l-am numit întemeietorul Catedrei de Scenaristică a Școlii Românești de Cinema, pentru că eu cred că, și cred că am argumentele necesare, Dumitru Carabăț, care a scris pe o poetică a scenariului cinematografic, este unul dintre este singurul care a produs un volum de teorie narrativă, de teorie de naratologie în cinema important în România și în lumea academică românească. Iar celălalt volum, Pagini despre film, o reeditare, este vorba de acest volum care adună articolele, cronicile,
Sunt și câteva eseuri ale profesorului George Litera, un profesor pe care unii dintre noi, aici de față, Doru Nițescu, Ana Gopian, Andrei Borzo, mă uit în stânga, în dreapta să văd cine l-a mai apucat pe George Litera, în păcate nu foarte mulți, sunt mai mult de 20 de ani de că profesorul Litera nu mai este aici. Așadar, adună cronicile unuia dintre istoricii de film și criticii de film importanți în Europa și spun asta pentru că am avut bucuria cândva să-l întâlnesc la Bruxelles pe David Bordwell și am vorbit cu el despre George Litera și Bordwell avea un respect enorm față de George Litera pe care îl cunoscuse în niște festivaluri. Nu-l citise neapărat, dar odată ce l-ai întâlnit pe Litera nu puteai să nu fii marcat. Bun. Avem și un număr de exemplare de protocol aici pe care ni l-a dat editura un ATC și pentru că ați făcut acest efort o să încercăm să împărțim din ele la final. Cartea care dă într-un fel titlul întâlnirii noastre de astăzi este o traducere pe care am făcut-o împreună cu Andreea. I-am spus eu, iarăși sună prețios, dar am să explic de ce Biblia scenaristicii academice e într-un fel și o glumiță acolo. Știți foarte bine, sunt foarte mulți evangheliști ai scenariului, sunt biblii, nu? La propriu și la figură, mă rog, la figura desigur, dar avem deja în jargon Biblia seriei TV, Mechi este un evanghelist, cele 10 porunci ale lui Mechi și așa mai departe. Maras este un nume necunoscut aici, dar este un nume foarte cunoscut în lumea filmologică. El nu este un scenarist, nu este un cineast practician sau nepractician, pentru că Sid Field și nici Vogler nu au fost niște practicieni. În schimb, a scris o lucrare importantă în care premisa de discuție este faptul că nu putem vorbi despre acest obiect inform, cum zice Pasolini, nu-l putem defini, nu putem defini obiectul problemei, spune Maras, dacă nu abordăm cele trei aspecte fundamentale în evoluția lui, în apariția lui, în dezvoltarea lui, și anume istoria, teoria și practica. Acum, nu vreau să țin un curs aici, Doamne ferește, am tendința să vorbesc mult și vreau să fac un dialog realmente cu invitații mei în seara asta, dar această definire a obiectului problemei este o mare dezbatere, ca să zic așa, cel puțin pentru unii preocupați de teoria scenariului. Ce este de fapt scenariu? Să nu uităm, dacă plecăm chiar de la titlul acestei cărți, scenariul de film, istorie, teorie și practică. În original este Screenwriting, History, Theory and Practice. Atunci când am discutat cu editorul principal al cărții, pentru că este coeditată de un ATC Press, dar editorul, deținătorul drepturilor comerciale în România este Polirom, am vorbit cu cei de la Polirom și le-am spus traducerea în mod normal este scenaristică, istorie, teorie și practică. Și ei mi-au spus, domnul Georgescu, lăsați un scenariu de film, că asta cu scenaristică nu prea înțelege lumea despre ce este vorba. Și într-adevăr, despre ce vorbim? Vorbim despre o activitate, vorbim despre rezultatul unei activități, vorbim despre o legătură de foi de hârtie, 120 de pagini capsate și puse pe masa unui producător, cum definim obiectul problemei. N-am să vă dau acum răspunsul. Celor preocupați de astfel de probleme, le recomand lectura cărții. A venit și doamna proiectoră Romina Boldaci de la Bookfest, care zice că a vândut cărțea de acolo, așa ne-a spus, de-n sap, în vața mea. Da, exact. Bun. Vindem cărți bune și ieftine. Da. Bun, și acum termin acest lung monolog introductiv mulțumindu-le ca de obicei partenerilor și nu e până la urmă
Andreea, știi, noi am început acest proiect de mulți ani. Am reușit până la urmă să găsim un editor, pentru că școala în momentul acela nu avea o editură activă. Este vorba de Polirom, un editor serios care, iată, ne-a pus în rafturi. Am primit o finanțare de la CNC, am avut suportul unui AFG Press. A fost un proces dificil. Ne-am izbit de definiții, ne-am izbit de. Primul draft făcut de Andrei era plin de mâzgălituri, de semne de întrebare și mă întreba ce facem aici. Și acest ce facem aici ne-a ridicat multe probleme, ne-am asumat niște lucruri, am încercat să explic în textele care însoțesc cartea, în terminologie. Există acolo un capitol despre terminologie a lui Steven Mara, care explică problemele terminologice în engleză. După care vin eu și explic probleme terminologice ale traducerii. Pentru că să nu uităm un lucru, spre deosebire de alte cărți, spre deosebire de Sid Field care este tradus, de McKee care este tradus, de Traby care este tradus și care a fost lansat recent. Aici ne lovim de probleme de terminologie filmologică pe care le datăm primul deceniu al secolului trecut și așa mai departe, și cu parcursul lor, adică numai explicarea termenului scenario în decurs de 30 de ani în Statele Unite este o aventură întreagă. Și încă o dată vă recomand, pentru mine a fost o lectură și un job fascinant să trec prin această evoluție a unei meserii pe care fie unii scenariști depresivi alcoolici ca Fitzgerald o considerau poate înjositoare la Hollywood, dacă ne uităm la chinurile unui Pat Hobby, fie cei mai buni ca Esterhazy sau bărbați care stăteau mai bine în șa, ca William Goldman, care spuneau: întotdeauna eram dat afară de la premiere pentru că nu se înțelegea care este rolul scenaristului acolo. Despre toate acestea și nu numai în cartea lui Steven Mara, scenariul de film, istorie, teorie și practică, pe care l-am muncit împreună cu colega mea, a fost a mea studentă și colega mea actuală la catedră, Andreea Borțun, și acum am terminat. Vă mulțumesc că ați venit și am să explic de ce sunteți aici. Bună seara, Andrei Pon, bună seara, Andreea Burțun. Bună seara. Deci, există o doamnă, o cheamă Linda Ziegler, un autor de, să-i spunem, nu e neapărat DIY. Linda Ziegler este un pic mai profundă decât indivizi ca Sid Field și așa mai departe, care are o carte care se intitulează The Art of Adaptation, Turning Fact and Fiction into Film. Arta adaptării, transformarea realității și ficțiunii în cinema, în film. De aici am dat acest titlu, Adaptarea realității imediate și sau intermediate. Dumitru Carabăt spunea într-unul din capitolele poeticii lui că suntem expuși fie lucrurilor imediate, cum sunt întâmplările astea, iată una aici de față, o posibilă scenă de film, fie celor intermediate, care înseamnă cinema, înseamnă texte literare, înseamnă articole de presă și așa mai departe. Și acum, ideea acestei întâlniri din seara asta a fost atunci când la Wiesbaden am văzut filmul lui Andrei Cohn, pe care avem bucuria și cu ajutorul Mandragora, producătorul, și al lui Mihai Chirilov de la TIFF, care ne-a lăsat să dăm acest film, deși el va avea premiera exclusivă în România în iunie la Festivalul de la Cluj. Am văzut acest film și am fost extrem de curios să văd, în primul rând, care au fost soluțiile, dacă Andrei Cohn și-a pus problema asta, și asta va fi una din primele întrebări către el, dar ladies first, Andrei, deci care au fost soluțiile crimei din final a lui Leiba Zibal. Pentru cei care au citit O făclie de Paști, știm că avem de-a face cu un proces psihologic îngrozitor acolo și de o tortură finală psihică și fizică de o intensitate înfiorătoare.
este una dintre cele mai crude la propriu și la figurat și mai puternice la propriu și la figurat piese din literatura românească din totdeauna, după părerea mea. Și iată o adaptare a unei lucrări existente și pe de altă parte o avem pe Andreea Borțun, care debutează în sensul că filmul ei nu a văzut încă ecranul. Filmul lui Andreea a fost la Forum, la Berlinală și la Wiesbaden până acum. Nu? Numai două proiecții au avut de festival, așa știi? Două au fost. În Germania, atât. Wiesbaden nu l-a acceptat, ca să zic așa, de la vrut, pentru că era profilul festivalului. Nu? Sunt mai multe. Nu, a avut premieră în Franța, între timp în cinematografe. Comercial? Da. Okay. Da, sunt mai multe proiecții în curs, dar există un distribuitor francez care se ocupă de ele, nu știu în detaliu ce se întâmplă. Da. Bun. Fără să fiu dezinteresat, doar că nu știu toate detaliile. Da. E doar un regizor culcer, Andrei, mi-a spus după filmul ăsta, și Andreea Borțun, care, da, filmul ei încă nu a văzut ecranul, după cum știm, filmul trece după facere prin acest bardo, ca să folosesc un termen budist, al căutării vieții ulterioare, și acest bardo înseamnă procesul de selecție în festivalul, și presupun că acolo undeva suntem în așteptarea unor răspunsuri, Andreea, dar și cu asta am terminat și spun și întrebarea, vorbim de o adaptare a realității imediate prin procesul de cunoaștere imediată a realității, nu? Pe de o parte, cercetare, îmi spuneai tu, a unor cazuri reale pe care tu le-ai adaptat în filmul tău intitulat Malul Vânăt. Și am uitat să spun că Gabi Suci și producător, nu e doar prodecant, da? Aici de față. Deci, Andreea, întrebarea este așa. Pare lesn, așa cum pare ușor, da, să traduci, pare mai ușor să adaptezi literatura existentă decât literatura in actu, adică întâmplare fizică, reală? Nu cred că e un răspuns general valabil la întrebarea asta. Pot doar să-ți spun din propria experiență că depinde ce faci cu realitatea asta imediată și cum o adaptezi. În cazul meu a fost un proces sinuos care a durat mult, pentru că pentru mine a fost foarte important să pot să înțeleg mecanismele unui tip de mental, pentru un film care tratează de fapt cum funcționează astăzi lumea ruralului din Sud. Și am fost teribil de sârguincioasă, mult prea poate. Am petrecut foarte mult timp în comunitățile din Sud, încercând să înțeleg dinamici, încercând să înțeleg ce anume s-a schimbat față de ceea ce știam, pentru că un mediu care până la urmă pe mine m-a format. Așa că n-aș putea să-ți răspund dacă ar fi trebuit să adaptez un roman, poate, dacă ar fi durat mai mult decât, sau ar fi fost mai dificil pentru mine să o fac decât am fi dus pe teren. Dar dacă ar fi fost să adaptez, ai fi avut un caz proxim, ai fi avut o sursă de inspirație? Cât de cât apropiat de spiritul filmului tău? Pentru filmul ăsta, cu siguranță, nu. Nu. Mi-am pus problema pentru următorul și, de fapt, decizia ei mi-a fost interesantă. Multă vreme am crezut că următorul lungmetraj va fi o adaptare și cercetând, de fapt, pe teren și apropiindu-mă din nou de realitatea imediată și pornind, de fapt, de la un caz real, am sfârșit bine, am dat seama că lucrurile care mă interesează, de fapt, n-ar fi, de fapt, fair sau n-ar oglindi bine adaptarea, n-are legătură de fapt cu asta, era ceva mult mai puțin traductibil ce plăcea mie acolo și care nu ținea de narativ, de fapt, și l-am găsit în realitate. Ok, mulțumesc. Andrei, eu când am fost student la filologie de mult, am fost la un curs interesant mi s-a părut mie la vremea respectivă. Acum, uitându-mă, întorcându-mă în trecut, mă gândesc dacă n-am fost totuși victima unei
unei manipulări ideologice, pentru că vorbim de anii înainte și din timpul Revoluției, din decembrie, eram eu student. Și țin minte că acest curs vorbea despre, pentru mine era ceva foarte nou, pentru că era o încercare de analiză a lui Caragiale, era un curs de un semestru pe Caragiale, în care profesorul aducea niște argumente de natură fiziologică, psihologică, adică o primă încercare de a cum s-ar spune astăzi, contaminare din alte domenii, în cazul ăsta medicină, da? Și concluzia la care se ajungea era că Caragiale ar fi plecat din România pentru că suferea de căldură. Sigur, banalizez acum un pic, era totuși un curs de un semestru și era un curs interesant, dar avem noi așa căldură mare, avem toate acele schițe în care seara, când se aprind felinarele și măturătorul udă și așa mai departe, și băieții se întâlnesc la o bere, la discuție, adică s-a lăsat zăduful, nu? Și de aici extrapolarea că, domne, Caragiale, fiind atât de deranjat de căldura asta balcanică, el se hotărăște să se care la Berlin, unde, după cum știm, că voi duceți la Berlin, iată, anual, e mai rece. Nu se vorbea despre faptul că premiul Udriște Năsturelii fusese refuzat, nu se vorbea despre faptul că, de fapt, toată această critica adâncă a psihicului românesc pe care o face Caragiale, fundamentală, apropo și de Făclia de Paște, îl îndepărtează pe el de acest ADN ca de un cancer. Când mi-ai spus în urmă cu vreo 2 ani că vrei să, că una din obsesiile tale, 3 ani, nu știu, am vorbit la o bere după ce am văzut Arest. Da? Și mi-ai spus că vrei să faci, sunt 5 ani, înainte de pandemie, nu? Ceva de genul ăsta, da? 2020, nu? Sau ceva acolo, da? 2019, pardon. Și mi-ai spus că vrei să faci, să adaptezi o Făclie de Paște. Mi-ai zis, bă, ăsta, eu îl înțeleg pe Con că e vreo, da, e grea chestia asta, ca să zic așa. Apropo, bineînțeles că la Wiesbaden, una dintre tematicile Q&A-urilor a fost pe această temă. Și nu, atunci când vom termina discuția noastră, o să vă pun o întrebare foarte directă, o să vă rog, o să fac un mic sondaj, să ridicați mâna dacă veți vrea, după vizionarea filmului, să stați la un Q&A cu Andrei Con. Altfel, stă și foarte aproape, ne lasă la film și pleacă acasă omul, ceea ce e de înțeles. Da? Vom face imediat și întrebarea. Andrei, nu că n-ar fi o întrebare și pentru Andrei asta, nu că n-ar fi o întrebare și pentru alți cineași care sunt în sală aici. Câtă frică ți-a fost să te apuci de chestia asta? În primul rând, vreau să spun că nimic nu mă recomandă într-o discuție despre Caragiale. Pe lângă asta, nimic nu mă recomandă pentru o discuție despre adaptarea unei opere literare în film. E o întâmplare ce s-a întâmplat. Nu aveam preocuparea asta. Da, e, pur și simplu e un subiect care m-a interesat. De aici încolo n-a mai fost vorba de o frică de la această întâmplare în sus, din cauza că pe mine mă interesa subiectul în general, în lipsa ideii de a face această adaptare. O anumită ambiguitate despre care aș putea să vorbesc mai degrabă în contextul filmului. Iar momentul în care, după ce am eșuat în mai multe încercări de a scrie un scenariu, momentul în care mi-am adus aminte că Făclia de Paște e un text care mi-a plăcut toată viața, n-a mai fost vorba de o frică. Ai ținut când l-ai citit pe moment?
Adică vorbim gen liceu după... Gen liceu, da, gen liceu și avea și un caracter ușor ilicit așa în liceu. Nu e un text al lui Caragiale care să fi fost liber circulat în perioada în care am făcut eu liceu. Era publicat, dar nu se discuta amplu. Adică era un text exotic pentru o discuție despre Caragiale. În fine, m-am lungit. Ce vreau să spun este că nici vorbă de frică, dimpotrivă, am respirat ușurat pentru că am găsit un început de drum pentru o temă care pe mine personal m-a interesat foarte tare. Nu m-am gândit de termeni ăștia. Aș vrea să adaptez ceva de intensitatea asta, dar cine știe. Anatema și alte filme scurte de Andreea Borțun, puteți să le vedeți pe CinePub. Și Malul Vânăt? Cred că ține mai... Vorbim de tema de autor acum, da? De tema ta fundamentală. Da, probabil că cu precădere poate ultimele două scurtmetraje, dar poate și primul și lungmetrajul caută cumva în... Nu că nu e doar lumea fizică. Sigur că e ceva... Cu naturalul și cu supranaturalul. Cu naturalul în transcendentalul lui, foarte fizic. Da. Da. Deci poate că astea sunt elementele care se regăsesc. Bun, dar încă o întrebare aici, iarăși, îmi pare rău pentru asta, dar sper să vedeți curând Malul Vânăt de Andreea Borțun. Există, mie mi se pare că există deja și în cazul tău și în cazul lui Andrei Con, vom vorbi imediat, una dintre întrebările care a fost pusă la Wiesbaden a fost Con versus Jude Aferin. Imediat o să relatez eu asta. Mi se pare că există o ruptură, ca să zic așa, față de realismul a ceea ce am numit nou cinema românesc, în stilistica ta. Există aici o poezie în cinemaul tău pe care nu o regăsim în filmele realismului românesc, ca să zic așa. Și în același timp o ciudată, un oximoron ciudat între poezie și acest mediu pe care îl descrii tu, sau poate că nu e nimic ciudat în asta. Și Alzheimer începe la 40. Acum le spuneam studenților mei când se blochează la piciu să se uite la audiență, să zice, voi ce ați spunea? Ce îi spunea cu mine? Ok, mi-am pierdut un pic și voi. Bun, ce vreau să spun este că mie mi se pare că sunt două filme și sper să mărturisiți și dumneavoastră, nu, când veți vedea asta, care fac un alt pas. Pe de o parte, această poezie pe care o regăsesc în cinemaul tău, pe care nu o regăsesc în alt tip de cinema până acum, și nu în ultimul rând, acest nou realism al adaptării, pe care l-am văzut în cinemaul, în filmul lui Andrei Con. Andrei, am putea spune că ești la a doua adaptare, nu? Pentru că Acasă la tata e o adaptare. Acasă la tata, am mai auzit punctul ăsta de vedere și totuși, în termen foarte simplu, este scenariul lui Mimi Brănescu. Adică... Da. E o adaptare a lui Mimi Brănescu după o piesă de teatru scrisă de el. E un scenariu... E de fapt scenariul original după care a fost scrisă piesa de teatru, asupra căruia eu n-am intervenit decât tăind bucățile care nu mi-au ieșit. Pentru că un alt regizor trebuie să facă filmul, dacă nu mă înșel, nu? Mai mulți, da. Da. Da, adaptarea muncă de colectivă, nu? Bun. La Wiesbaden ai fost întrebat pentru că era o sală de festival, dar în special erau nemți în sală și doamna domnișoară respectivă te-a întrebat parcă nu, cum te raportezi în relație cu Aferin sau nu mai știu, mai simte cum a fost formulată întrebarea? Cam așa și regret că m-am lansat într-o suită de considerații. Da,
ce să zic, era evident că dânsa era mândră că văzuse aferim, ăsta e un lucru clar. În fine, dar eu am încercat să vorbesc despre o diferență a abordării, dar totuși, fără să discut cu Radu, cumva așa, acum mă gândesc că mai bine evitam, nici n-am spus mare lucru, dar na, acum o să vedeți filmul și o să hotărâți dumneavoastră care sunt... Bun, atunci dacă îmi permiți mie, te rog, că ești modest și nu vrei să vorbești și bă, nu ați văzut filmul și așa mai departe. Nu modestie, deloc, da, niciun pic e... Da. Na, totuși să fac... Așa, nu te-am întrebat dacă îl consider prost sau nu, nu asta e. M-a întrebat care e diferența. Bun, vorbim totuși, am putea să spunem, spune mie dacă am dreptate sau nu. Putem vorbi okay. Că în cazul lui Radu, da. Vorbim de postmodernism, iar în cazul tău de realism? Așa, ești tu absolvent de artă. În cazul meu putem vorbi de intenția. Intenția realismului. Dar de ce nu crezi că a fost și reușită? Intenția asta? Nu. Ia acum ești modest. Nu e vorba de modestie. Da. Lucrurile o iau, cum spuneam atunci când vorbeam despre reprezentare, în tot felul de direcții care depășesc intențiile. Și eu de obicei nu mă opun. Nu m-am opus textului lui Caragiale, nu m-am opus scenariului meu și nu m-am opus planului pe care îl aveam. Adică încerc să fiu destul de flexibil cu lucrul ăsta. Iar despre realism, acum nu vreau să încep să teoretizez, dar cred că atunci când ești băgat până la gât în intenția asta, lucrurile se întâmplă să o ia și în alte direcții care au legătură cu alte stiluri. Acum, nu știu să evaluez dacă filmul lui Radu este, dacă în cazul filmului lui Radu e vorba de postmodernism, o să fiu mai simplu, dar cred că diferența foarte, foarte importantă este în ironia lui Radu față de poveste, față de care personaje, e, față care, de cinema. Da. Ironia face parte din arsenalul postmodern. Da. Da? Intenție care mie lipsește. Total. Ei, eu știu, poate că într-un colț de dialog există. Da. Dar sunt mai sobru, da, să spunem. Da, dar cum vedeți, încerc să evit răspunsul. Bine. Nu vreau să vă plictisim cu aceste discuții bilinice aici. Încă o dată vă mulțumesc că ați venit. O să închid la un moment dat din nou cu cărțile noastre. E până la urmă un eveniment de propagandă în folosul școlii, doamna prorector Sărumâna, domnul președinte al Senatului, seara, și sunt totuși aici, văd niște, iată, a venit doamna Duma, a venit domnul Builanul, văd aici, m-am văzut de mult, foarte bronzat, lucrează mult în grătină în ultima vreme, cred, mai puțin la masa de scris sau nu, de unde vă prostați? Cu iradierea asta, da? Dana, te întreb pe tine, că ești filmolog cu ștate vechi. Caragiale, vorbim în primul rând de comedie în cinema, nu? Ce a făcut cinema românesc, nu? Încă o dată, nu vreau să vă provoc la un dialog pe marginea unui film pe care nu l-ați văzut, o să vă lăsăm să-l vedeți. Și întrebarea mea este, doriți să-l rugăm pe regizor, nu trebuie să fiți politicul, să rămână la un Q&A, adică credeți că... Sau putem să încercăm acum o discuție? De exemplu, dacă tot îi avem în mână, da, pe cei doi aici? Da. Da? Ia uite. Bravo. Ce bine că începe să mai vorbească cineva în afară de noi, nu? Ați vrea... Nu am văzut. Eu, dar aș avea o întrebare legată de acest context extraordinar de interesant, în care se diminuează importanța antisemitismului. Ce părere aveți de asta? Deci nimic nu e mai grav decât să fii antisemit. A, adică ții cu ăia, cu bestiile ăla care îi ghichidează pe ăia în Palestina. Adică se simplifică extraordinar de mult această dramă trăită de multe ori de bunicii celor care acum sunt contra.
Ce să spun? Întâi de toate, eu am început să scriu în 2019. Filmul a fost finanțat în 2020 la CNC, pandemie și tot ce a urmat. Deci, conjunctura în care se găsește filmul meu e... Incredibilă. Da, când recitesc motivația regizorală cu care am înscris la CNC filmul în care începeam prin a spune că e traseul evreului de la victimă la agresor și așa mai departe, mi se pare ireal. Dacă nu l-aș fi filmat acum 2 ani, astăzi nu l-aș mai fi făcut. În mod categoric. De ce? De ce? Pentru că implicațiile și lectura filmului ar fi puternic marcată de evenimentele de astăzi. Și n-aș fi făcut-o, nu am amvergura necesară. Eu nu mă iau la trântă cu istoria, cu politica și așa mai departe. Eu m-am uitat cu atenție, cu câtă empatie am putut să am la un om cu nume și prenume împreună cu familia lui în contextul ăsta. Acum, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, fără să știu exact cum, cu siguranță că lucrurile acum la cald sunt complet razna și punctele de vedere sunt de ambele părți, așa, într-un angajament curios, groaznice. Singura realitate care merită luată în seamă este astăzi, este povestea teribilă a unor oameni cu nume și prenume, indiferent de ce parte a baricadei hotărăște un guvern sau altul să-i așeze. Ce să zic, e groaznic, e spăimântător. Că... Militarismul lui Netanyahu e una și drama îngrozitoare, lagărele alea, de altceva, da. Adică... Cum se poate să negi? Se fac niște asocieri forțate pe bază de angajament politic incredibil. Pe de altă parte, să asociezi populația palestiniană cu Hamas, mai ales în contextul nostru, care, da, venim dintr-o țară care a trăit sub comunism, nu putem să ne facem vinovați cu toții. Noi am fost mult mai puțin antisemiți decât alții. Da, eu mă refer la faptul că în maniera în care este asociată populația palestiniană cu Hamasul de anumite voci sifilitice, am fi putut și noi să fim asociați în masă cu comunismul, ceea ce a fost un abuz în egală măsură. Deci, ce să zic, nu am o părere... De vreun fel am mai degrabă așa, o stare de furie față de faptul că noi oamenii le facem unii altora așa ceva. Mai mult ce să spun. Și filmul meu are tipul ăsta de pornește de la tipul ăsta de interogație. Nu, e... A fost incredibil cum s-a întâmplat și personal regret îngrozitor. Nu ne contează. Lansați filmul la Cluj. Fiți pregătit cu un scenariu de rezervă ca reactivitate, pentru că cu puține zile în urmă a fost acolo un tămbălău întreg palestinian în universitate, căruia cu tactul și cu înțelepciunea de care beneficiază domnul rector David, a reușit să-l stingă cel puțin deocamdată. Așa că, cum am văzut că se mai manifestă pe la alte filme considerate incorrect politic, să nu vă treziți acolo cu o invazie, cu un comando din ăsta de derbedii scandalagii. Vă mulțumesc pentru recomandare, dar speranța mea, care nu m-a înșelat, așa, având în vedere proiecțiile pe care le-am avut deja cu filmul, este că filmul prin el însuși vorbește despre intențiile mele echilibrate.
în raport cu lucrurile în general. Nu aș, aș fi considerat că e un eșec un film care se angajează de o parte sau de alta, asta lăsând la o parte conflictul izraeliano-palestinian, în general. Și atunci speranța mea este ca da, filmul să aplaneze scandalul. Mai mult eu ce pot să fac? Și un microfon un pic, vă rog. Eu vreau să ies din zona politicii internaționale, să intru în zona politicii de festival, dacă vreți. Da? Și o să vă dau doar vă relatez, da? O scenă în care pentru mine a fost impresionant să stau acolo în sala de la Wiesbaden, să-l văd pe Andrei Cohn pe scenă, să ascult întrebările și așa mai departe. Și apoi să văd acest om, regizoarea, acest om suprem, da? Care după o muncă intensă de ani de zile, dintr-un context sau altul își vede opera periclitată. Și am ieșit la o bere după aia cu Andrei și amărăciunea și aproape disperarea existențială, încă o dată nu vorbesc despre Andrei Cohn, vorbesc despre el sau ea, regizor, autorul, autoare, da? În acest context mi s-a părut dramatică. Mă scuzați, dragi colegi din Asociația Criticilor, mie filmul îmi place enorm, sper să vă placă și vouă, nu știu, mi se pare o piatră de cotitură filmul ăsta, repet, ca filolog vorbesc acum, dar sigur veți judeca singur asta. Îi mulțumesc lui Andrei că e aici și mulțumesc că a făcut filmul ăsta. Încă o dată, filmul are o lungime pe care 2 ore și 10 minute, Andrei, nu? Deci, în curând, vom face o mică pauză. Pentru cei care nu sunt din facultate, mai avem și niște, iată, studentele noastre care ne ajută, absolvente deja, deci colege. Avem și toaleta aici, o să dăm 5 minute pauză și o să începem imediat după aceea proiecția. Și, sigur că da, nu, imediat închei. Dar o să închei, vreau să citesc pe un domn de aici, de pe copertă. Te rog, Bogdan. Eu am văzut filmul, okay. Am văzut așa. Și adaptările anteriori și eram curios dacă au avut un ecou sau în adaptarea asta, în procesul de a ajunge la film, dacă a fost vreun omagiu sau vreo chestie de genul ăsta față de adaptările anteriori. Nu mi-am propus asta. O răspuns tu. Mai avem alte întrebări? Nu? Bun. Vreau, nu din politețe, pentru că a fost tăcută lângă mine și răbdătoare, Andreea. Mă rog, Andreea are norocul de a fi avut deja două proiecții cu filmul lui și de-abia așteptăm filmul tău. Apropo, Gabi, când o să-l vedem, a plecat pe răbdătoarea, durează, nu? Bănuiesc, Andreea. Sigur. Cum spuneai și tu, e un întreg circuit și în momentul ăsta așteptăm. Da, și un circuit lung, e un circuit de anduranță, e un circuit greu pentru nervii celui care face film și ține bun. Eu cred că e un film care merită foarte mult și sper să se alinieze astrele. Spune doar atât. Cum a fost să traduci chestia asta din Maraz? Tot ce am făcut noi aici împreună. Au trecut niște ani, Andreea m-a întrebat, sper că nu mă pui să citesc din carte. Nu te pun să citesc din carte, nici eu nu am făcut 5 corecturi și nu aș putea să vă citesc din cartea asta. E o carte care nu e citabilă. Da? Deși. Da, deși sunt, da, lucruri citabile. Nu, în primul rând, aș vrea să-ți mulțumesc, poate că n-am făcut-o niciodată, pentru faptul că mi-ai dat oportunitatea de a face asta până la urmă în anul 3 de facultate. De a începe, de fapt, atunci. A durat ceva.
Și o spun și într-un context în care acum, pentru că firește, după ce mi-ai oferit-o, m-am reîntors asupra ei și nu mai era în paginile mele de Word cu 1000 de întrebări și comentarii. Și mi se pare mai necesară decât oricând, atât pentru demersul pe care îl facem cu toții aici în luna de ce, cât în genere pentru el general și apropo de ce se întâmplă în tot ceea ce știm că sunt atelierile de development și programele cu script consulting și toată lumea asta. În momentul în care am tradus cartea, mi-amintesc că erau pasaje întregi care mi se păreau foarte... aveau foarte mult ecou. Și asta ca urmare a unei pedagogii pe care până la urmă tu împreună cu Ana Gopian, Via Rugine și Ioana Răsuceanu ați încercat să implementați la vremea aia în ATC. Pentru că, de fapt, cred că dacă e un punct care e important de menționat aici și asupra căruia se apleacă, în cel puțin două capitole în teoria autorilor și în tipuri de scenarii alternative, de scrituri alternative, e de fapt a te putea uita la un tip de narațiune fluidă, la ceva care stă dincolo de teorie și de paradigmă și la necesitatea lucrului ăsta, de fapt, cu precădere în vremurile astea, dar, sigur, vorbim și de împrumuturile greșite care s-au tot întâmplat, de la americanizarea teoriei autorilor și autorului și așa mai departe. Și cred că e important, de fapt, să lecturăm din ea cât de mult putem, inclusiv în interiorul departamentului și a face, de fapt, dialoguri pe tema ei cu cei cu care lucrăm. Așa că, da, a fost dificil, îmi amintesc, dar a și rezonat foarte mult. Interesant că un profesor, coleg din lumea academică, m-a întrebat, zicea, ați folosit AI-ul și după aia ați arătat. A făcut inițial, Andreea, cu mulți ani în urmă, o traducere brută, o traducere din care ne și lipseau mult, țin minte că te-am întrebat de capitolele alea și așa mai departe, pe care am luat-o la mână și a fost de fapt două traducere acolo, pentru că erau, la un moment dat mi-am dat seama că erau niște puncte de vedere diferite între cei doi traducători, care le-am găsit un numitor comun până la urmă, care au fost foarte dificil de împăcat, ca să zic așa, mai ales după ce ai plecat în construcția. Dar avem în momentul ăsta, într-adevăr, o carte academică despre scenariul de film. Sunt foarte curios să vedem, nu curios, bucuros și curios în sensul ăsta, să vedem traducerea pe care colegul nostru Andrei Rus, colectivul condus de el, din David Bordwell, o va publica în iunie. Deci iată că avem niște volume care încep să adune jargon serios, ca să zic așa, academic. Sigur că Bordwell este un filmolog și un nume, avem în momentul ăsta prima carte de jargon specializat, ca să zic așa, pe scenariu de film. Sper să o luați. Prin bunăvoința doamnei prorector și a facultății, avem un număr de exemplare aici. Și o să facem și cadou unele dintre ele, m-a lăsat doamna prorector, pentru a vă mulțumi că ați venit astăzi. Dincolo de asta vreau să termin apropo de filmul lui Andrei Con și de filmul tău și de filme în general. Domnul ăsta aici care a fost nouă profesor, i-a fost profesor și Dani Duma, nu Dana? Sau colegi a fost George Litera? A fost profesor. Și ție Bogdan, nu? Și ție Bogdan, ție Andrei l-ai prins pe George Litera și ție Ana, cred, tu nu l-ai prins pe George Litera. Și de doctorat în următor, și o altă doamnă pe care aș putea să o pomenesc, Vadina Darian, colega noastră de redacție, nu? Șefa noastră. Iată, Dana Duma, Bogdan Boilanu și Andrei Gorzo și eu am făcut prin acea redacție. Fiecare zicea ceva. În primul rând, George Litera ne-a învățat un lucru pe care l-aud destul de rar sau deloc astăzi. Și a dragă, du-te la film să-ți placă. Du-te la film să-ți placă, zicea George. Ăsta este un lucru pe care și vă invit să veniți aici ca să vă placă filmul ăsta. Nu-i fac propagandă lui Con sau alt gen de propagandă, că, Doamne, iartă-mă cine știe ce se mai întâmplă în online mâine.
Iar Adina Darian spunea, dragă, orice îi scrie despre un film, începe cu ce e bun în filmul ăla. Că ceva tot o fi bun acolo. Rochia actriței, dragă. Școala Suchianu. Școala Suchianu. Școala Suchianu, da. Eu pun asta într-un context pozitiv și termin pe într-un pozitiv. Vă scuzați că sunt un pic tink, ca să zic așa. Dacă mai aveți întrebări, nu știu, colegii mei, Andrei, ai vreo întrebare de pus? Nu, că n-ai văzut filmul, bineînțeles, ești precaut, bineînțeles, altcineva, vă rog, nu? Bun, păi atunci, cum să zic, să vedem, să dăm o mică pauză, dacă vreți, de 5 minute și vă așteptăm în 5-10 minute, la și un sfert, începem vizionarea, dacă aveți nevoie de o pauză, de o refrișare. Le mulțumesc Andrei Borțun și lui Andrei Con pentru filme, pentru prezență. Și îți mulțumesc mult pentru invitație și pentru venit să vedeți. Și vă mai așteptăm mult. Da, o să vedem și niște cărți. Trebuie tu să faci ce ți-am spus eu de la început, dacă iertai, nu s-ajungea la așa ceva. Duminică vreau de pași, sigur. Tot așa, toți trebuie de poartă în fiză o fac. De dreapta frașca și de-a stânga mic. Poate faci și mata o minune. Ce zici? Poate scoți și mata de mor, cine știe?